Nimănui nu este dată o sarcină mai mare decât cea care poate să o ducă. Deci. Spui ce-ți place numai, sau ce-ți convine. Religia studiază pe creator, știința studiază creația. S-a găsit tânărul ăsta a, a, să ne învețe pe noi sau să ne, ne dea sfaturi. A te numi creștin nu înseamnă a, a, a trăi și creștinește. Și câțiva bătrâni, iată, sărbătoare mare, și-o întreb. Zic, ia spune dar cine a fost Constantin Șelea? Salutăm și vă spunem bine ați venit la noua ediție în care vorbim cu domnul primar Nicolae Dalici. Bună seara! Bună seara! Astăzi, domnul primar, haideți să vorbim despre o parte mai sensibilă a societății, despre cum moralitatea și spiritualitatea a devenit în ultimul timp doar, a devenit doar cuvinte și în contextul vremurilor pe care le trăim cu COVID, cu tot felul de schimbări și numea socială și politică, cum spiritualitatea mai are loc în societatea noastră? Este adevărat o temă destul de interesantă și îți mulțumesc pentru că, din păcate, este ignorată în societatea noastră. Din mai multe motive, și poate o să, să dezvoltăm un pic aceste subiecte, pandemia și realitățile crizii sanitare în care, prin care trece toată umanitatea și Republica Moldova, și ca hulul, la fel, evident, a marcat și a lăsat, zic eu, repercusiuni destul de importante asupra întregii umanități și asupra fiecăruia din noi. Vedem foarte mult stres, vedem foarte multă uh, temere, vorbim foarte mult, vedem foarte multă neîncredere. A afectat puternic relațiile interromane în societate. Uh, Uitați-vă, deci, într-adevăr, membri a familiei, uh, frați, surori, părinți, copii, uh, s-au văzut foarte rar în această perioadă, iarăși din cauza să nu fie expuși riscul unul altuia, și deci, practic s-a rupt acest lanț de, de comunicare. Uh, cei care au trecut prin. sau au fost bolnavi. O cunosc din Cahul foarte mult, am mai spus-o și cu alte ocazii. Mi-au mărturisit mai mulți care au fost internați chiar în stare gravă după ce au trecut prin această provocare. Domnul primar, uitați-vă. Deci am trecut prin aceste provocări și mă rugam la Dumnezeu și ne-am, iată, nu știu cât a fi să trăiesc. Deci am trecut printr-o stare de meditație, de reflecție, ce înseamnă viața, mi-a schimbat viața acest, acest virus uh, și spuneam, am devenit mult mai înțelept în sensul de a înțelege cât de vulnerabil uh, și cât de mici suntem noi uh, și dacă vreți, uh, fără putere în fața unor astfel de provocări. Și atunci oamenii în astfel de greutăți și aduc aminte mai mult de Dumnezeu și aduc aminte de faptul că, într-adevăr, suntem uh, creați de el și uh, nimeni nu știe ce se întâmplă în ziua de mâine. Uh, Vedem lucrul ăsta la nivel mondial, spuneam, uh, se caută explicații uh, deseori, uh, bacă nu sistemele me medicale sau sistemele sanitare nu sunt pregătite, că sunt uh, iarăși uh, provocări și, și alte lucruri, planuri globale. A, ce vrei cauze mai puțin să vorbește despre faptul că umanitatea chiar a ajuns la un nivel de imoralitate, de lipsă de, de Dumnezeu, de spiritualitate și a, asta este una din principalele cauze evidente pentru că mi-a plăcut, cum spunea cineva, iată, acest virus a pus și la cei săraci, și la cei bogați, și la miliardari, și la deștepți, și la mai puțin deștepți, le-a le, pus, le închis gura cu această mască. Mi-ați menționat de conspirațiile și ideile care au trecut prin omenire în această perioadă, despre cum unii vorbesc de globaliști, sataniști, fel de fel de secte care au inventat COVID-ul acesta. Ce preleveți dumneavoastră despre acest subiect, această nișă a umanității? Orice se întâmplă în lumea aceasta, trebuie să înțelegem și trebuie să acceptăm că sunt îngăduite de Dumnezeu. Într-adevăr, în această perioadă au fost foarte multe. Am primit și mesaje, cred că toți, și atât s-a vehiculat în spațiu public, atât materiale video, texte, cine a generat lucrul ăsta, care sunt planurile globale și alte lucruri. Deci lumea este, elementară este confuză, are atâtea informații contradictorii și vreau să spun, cu cât mai mult vei căuta explicații la aceste detalii și vei intra în detalii tehnice și dacă vreți, cu caracter medical, unii încearcă să explice uh, ce înseamnă virus din punct de vedere, ce înseamnă vaccin și alte lucruri, uh, nu vom înțelege foarte multe lucruri. Trebuie să, să înțelegem că trăim în timpuri complicate și timpurile astea complicate, uh, din păcate, nu se vor termina cu una, cu două. Uh, este un atac la adresa umanității, indiferent că este regizat sau este produs de forțele răului evident, și trebuie noi să fim pregătiți, dacă vreți, moral, psihologic, cum să depășim aceste, aceste, lucruri și, cu siguranță, credința în Dumnezeu, această ancoră, dacă vreți, este probabil singura și cea mai puternică armă de a putea depăși și de a putea face față acestor provocări care, spuneam încă sunt la nivel mondial și cu siguranță vor, vor continua. Trebuie să fim atenți la informația pe care o consumăm. Vor vedea fiecare diferit, dar eu vorbesc din perspectiva mea personală. Ceea ce este îngăduit să, sau prin care să treci, Biblia vorbește despre faptul că nimănui nu este dată o sarcină mai mare decât cea care poate să o ducă. Deci, sunt și momente care trebuie să înțelegem mai profund, dar pentru asta este nevoie de a cunoaște. De a cunoaște ce înseamnă perspectiva creștină care sunt provocările, iarăși dacă mă exprim biblic, timpurilor de pe urmă. Aici nu intrăm în, în, poate în definirea și ce înseamnă cadrul temporal, dar este, sunt realități pe care orice persoană care cunoaște ce înseamnă Biblie, ce înseamnă istoria creștinismului, ce înseamnă perspectiva creștină, va găsi aceste explicații că lumea trece și va trece, din păcate, prin foarte, foarte multe provocări și greutăți. Vor rezista cei care, sau vor trece cu bine cei care vor fi cei mai, cei mai credincioși. Mai este un loc în societatea de astăzi de, de spiritualitate? Așa cum am vorbit în întâlnirile anterioare despre educație, despre cultură, despre politică chiar. Ele toate sunt uh, legate între ele și când vorbim despre spiritualitate, uh, necunoașterea oamenilor sau lipsa unei educații iarăși spirituale uh, este o, o, cauză a ceea ce vedem astăzi în societatea noastră. Și când spun lucrul ăsta, lipsa de educație spirituală, deci nu este neapărat că trebuie să umplem astăzi curriculumul sau programele școlare, și, mă rog, sunt uh, și astfel de cursuri, uh, este nevoie de o Iarăși, o cultură generală, minimă, zic eu, pentru a înțelege, suntem un popor creștin. Fiecare în familie vorbește că suntem într-o țară creștină, familii creștine, dar a te numi creștin nu înseamnă a trăi și creștinește. Am spus lucrul ăsta de mai multe ori. Noi suntem o țară, Republica Moldova, dacă mi-aduc aminte, în recensământul din. 2004, circa 95% din populație au spus că sunt creștini. Evident, creștini aparținând mai multor culte religioase și vreo 4% s-au declarat că sunt ateiști sau fără religie sau altceva. Deci, suntem un popor, spuneam, o țară care ne declarăm creștini, dar în același timp, dacă ai face un sondaj sau simplă, ai da câteva întrebări pe stradă despre ce înseamnă creștinism, ce înseamnă Biblie, ce înseamnă, nu știu, credința în Isus Hristos, ce înseamnă anumite sărbători, tradiții, de unde vin ele, care sunt explicații, vom vedea cât de uh, multe nu cunoaște lumea. Și lucrul ăsta, spuneam, nu este în familie cunoscut, uh, nu se uh, uh, promovează sau să nu se cultivă această informație sau această educație. Din păcate, deseori este privită doar ca o parte, o componentă a pregătire dacă vreți teoretice nu se conștientizează că asta face parte în viața noastră și este, este cel mai important lucru înțelegeți. Prima întrebare care mi-am pus eu încă cu mulți ani în urmă era să în cadrul unei întâlniri și se discuta era un ateist unul care și un, un persoană care era mai credincioasă mergea la biserică cunoștea mai multe și eu am început să îmi pun întrebarea dacă Aproape o treime, cred că din populația globului sunt creștini, atâtea miliarde de oameni cred în Dumnezeu și oameni, nu sunt toți oameni simpli, sunt oameni care cunosc, sunt savanți, sunt oameni învățați, au studiat, au o explicație de ce cred în lucrul ăsta. Deci, cum se explică că o mare parte de oameni ignoră aceste lucruri și le dau? Sau le consider că sunt pur și simplu niște informații de cultură generală. Nu, asta sunt viața noastră, crezi în viața aceasta ce se întâmplă. Avem, o, Este o forță peste Dumnezeu, este deasupra noastră, care vede tot ceea ce aici, facem, gând, cunoaște toate gândurile noastre și mintea noastră nu este capabilă să înțeleagă, din perspectiva Divinității, cum, sunt, cum se explică lucrurile. De aceea, deseori, astăzi avem întrebări la care noi nu avem răspuns. Dar eu zic, până la aceste întrebări de un alt nivel, deci este nevoie de informații, spuneam, încoată uh, simple. Pentru asta este nevoie de a cunoaște un pic de istorie, este nevoie de astăzi de interes pentru a înțelege care sunt bazele creștinismului, ce înseamnă Biblie, ce înseamnă, spuneam, aceste sărbători și uh, dintr-o experiență personală care am vorb mai des ori am, am spus, uh, oamenii practică, vorbesc, deseori despre lucruri care nu le cunosc originea lor. Le-au auzit de, cineva, de la cineva uh, sau iată, din tradiția bisericii, anumite lucruri și spuneam despre uh, niște sărbători și, exemplu, experiența care am avut-o, să vorbea despre Constantin și Elena și câțiva bătrâni, că, iată, sărbătoare mare și o întreb. Zic, ia spune dar cine a fost Constantin și Elena? Păi, dar noi și să știm că bă, la biserică se vorbește asta e de când e lumea și eu zic, nu, bă, de când, de când e lumea, da, de cum? Și am început să, să, pun întrebări genul ăsta, nu că provocatoare, dar înțelegeam că lumea nici măcar uneori nu-și întrebări, dar deși azi avem acces la informații. Și pe urma am început eu așa un pic să le țin niște o lecție de istorie, cine a fost Gaius, Flavius, Valerius, Aurelius Constantinus, acel Constantin cel mare, care de fapt avea cinci nume, cum i-am menționat, în secolul, 2, secolul 3-4 și cum ulterior a fost cel care a pus practica permis sau a dat libertate dezvoltării creștinismului Imperiul Roman de atunci. Deci sunt lucruri simple care astăzi mea, e sărbătoarea cu tare, dar mai puțin își pun întrebarea sau chiar zilele acestea vorbeam despre a, spunea, vorbea lumea despre bobotează și întreb, zic, dar ce înțelegeți voi? Ce știți despre bobotează? Și păi asta e de când e lumea. Iar zic, băi, fraților, stați-o lea că de când lumea. Dar ce însemnificație aveți voi? Chiar numai că vă duceți și ați intrat în lac acolo și gata. Deci, deci și iarăși, elementarul acesta trebuie spus. Deci asta a simbolizat uh, botezul lui Iisus uh, în Iordan. Dacă ai mai vorbi mai mult despre tot ceea ce înseamnă descrierea acestui pasaj din Biblie. Deci lumea, deci sunt aceste lucruri care pot fi citite și cunoscute în detaliu și explicat de ce parcursul bisericii, parcursul istoriei, deci biserica le-a introdus ca sărbători sau au fost canonizate anumite lucruri. Deci, de asemenea, un lucru care tot important, zic eu din experiență, am multe cazuri în care trebuie să le explic la, la, la mulți cetățeni și văd și texte scrise deseori, zice lumea, că din, din, popor, ia ca vorba aceea, aud deseori oamenii, le se întâmplă ceva, ceva rău și zice, el las că toate lucrurile crează spre bine, da? Deci dacă ați auzit de expresia asta în popor, așa se vorbește despre asta. Și că așa e în popor și eu zic, dar stați un pic, dar nu i corect. Uh, și zic, cum așa? Că așa am auzit și noi de la alții și zic, uitează, în Biblie scris că toate lucrurile lucrează spre binele celor, deci adică vă nu vă place să spuneți a doua parte a, a textului. Biblia spune că lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Deci, adică spui ce ți place numai sau ce îți convine. Înțelegeți? Sau iarăși din istorie, acum când mi-aduc aminte Benjamin Franklin, pare mi se că tot avea foarte multe citate, declarații despre rolul credinței și inclusiv despre înțelepți și uh, stă să, la un moment dat, o remarcă într-o lucrare. Înțelepții nu au nevoie de sfaturi, dar, dar proștii uh, nu le urmează ceva de genul acesta. Uh, de fapt, în Biblie este un proverb uh, în care spune că înțeleptul prinește mustrarea, dar nebunul nu. Înțelegeți, uh, cumva, mulți oameni învățați de-a lungul timpului au preluat niște texte care original sunt în Biblie sau scrieri mai vechi și în care uh, operează cu niște expresii. Dacă lumea știe că, de fapt, dacă vreți, sursa înțelepciunii stă în anume în această carte a cărților, cum este numită, într-adevăr, ar înțelege care este puterea sau sursa, că este o sursă, spuneam supranaturală de, de învățături și, de fapt, esența oricărei religii anume este anume acest sistem de, de credințe, de, de valori care trebuie să fie, spuneam, cunoscute și care trebuie să, să ne dea într-un fel de gândit, să reflectăm asupra lor și să facem tot posibil ca lumea să ne înțeleagă că nu sunt doar niște cunoștințe teoretice, dar asta ține modul nostru de, de, viață și din asta emană comportamentul nostru uh, în societate și în relația cu ceilalți oameni. La data trecută am vorbit despre politică la general, dar știm că pe parcursul istoriei, politica și religia au avut o tangență destul de vizibilă este nevoie de a avea în politică elemente spirituale sau de a folosi pe alocul al religia în politică? Nu, vedeți, din păcate, de-a lungul istoriei putem vorbi despre lucruri și pozitive și negative de interferență între conducere, în general, conducători și rolul sau invers, să așa, inacțiunea Bisericii. De fapt, sigur, mereu relația între state erau imperii, că sunt astăzi statele pe care le avem, și biserică, deci a existat mereu o astfel de relație. Și spuneam pentru că, de fapt, chiar la, la baza făcută în referire la Constantin cel Mare, pentru ca să controleze, de fapt, un imperiu foarte mare. Deci uh, el a încurajat creștinismul pentru că era nevoie de ceva care să, să unească, da? deci o forță unificatoare. Biserica mereu a avut acest rol de a promova niște valori sănătoase în societate. Sigur că au fost și perioade în istorie când uh, implicarea bisericii a avut și efecte sau unor conducători biserice bisericii sau utilizarea bisericii corect, mai corect spus uh, și în alte scopuri decât uh, interesele... Pozitive sau interesele naturale a unor state sau unor imperii. Astăzi, prin, prin lege, Biserica este separată de stat, dar în același timp vreau să vă spun că Biserica este, dacă vreți, astăzi, în orice sondaj, se bucură de cea mai mare credibilitate. De ce? Pentru că pentru fiecare de noi, anume spiritualitatea, credința în Dumnezeu, credibilitatea instituției bisericești. Este, cum să spun, esențială pentru că dacă există dezamăgire sau foarte multă atitudine negativă față de politică, sigur, biserica, prin promovarea unor valori sănătoase în societate, trebuie să aibă un rol în a educa societatea și, inclusiv, clasa politică. Din păcate, noi poate uneori vedem lideri politici care utilizează dacă vreți așa imaginea a, bisericii pentru a și lua și din asta dividende politice dar a, asta este realitatea a, știți cum Dumnezeu vede ce este inima fiecărui om și cu ce intenție o face sau motivație. A, de fapt Republica Moldova și noi ca țară a, suntem spuneam încă o, ato, o țară creștină a, prin Constituție există această libertate de conștiință și de religie și este Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem această libertate. Din păcate, la nivel mondial, în fiecare zi, sunt omorâți, efectiv, foarte mulți creștini în toată lumea, oameni care cred în Dumnezeu sau chiar și adepții altor religii care poate nu convin unor regimuri politice. Deci, spuneam, este garantat prin Constituție, avem o, o, o lege cu privire la libertatea de conștiință, de religie, de gândire din 2007, dacă nu mă înșel, și este o lege în care stabilește foarte clar că statul nu intervine în activitatea bisericii, statul încurajează și poate acorda suport bisericii, recunoaște rolul bisericii majoritare în prevedere în lege este expres, dar spuneam încă o este libertatea de a exista mai multe uh, uh, culte religioase uh, și uh, pentru, pentru, noi cred că e important să cunoaștem lucrul ăsta la nivel Republicii Moldova uh, sunt uh, cred că vreo 20, 20 ceva de, de culte religioase înregistrate, există o procedură prin care se înregistrează un anumit număr de membri deci statul nu intervine, avem libertatea de a ne exprima credințele noastre, libertatea de a ne exprima convingerile religioase și eu cred că anume toleranța și dragostea și respectul unii față de alții, față de alte persoane care au alte convingeri religioase. Deci asta ar trebui să fie pentru fiecare din culte religioase un element esențial. Din păcate, văd în societatea noastră și în comunitate chiar la noi, desori din partea unor conducători a unor biserici, văd o atitudine intolerantă și de chiar uneori defăimătoare la adresa unor confesiuni religioase care tot fac parte din religia creștină și asta arată, spuneam încă o pe de o parte neînțelegerea esenței creștine care trebuie să demonstreze dragoste, respect. Pe mine permanent m-a pasionat și interesa meu aparte și ține domeniul acesta spiritual, religios, încă când eram student am început să citesc mai multe lucrări și despre alte religii. Îți la unul din cursuri am, am, citit, cred că în două, trei seri am citit Coranul a, pentru a înțelege mai, mai bine a, a, islamul a, și în general cum au, a, cum să spun, între pătrunderea aceasta între a, pe plan a, vertical a cursului istoriei și, și geografic, dacă vreți, influența. Până la urmă, cred că ceea ce este important pentru noi să înțelegem că toate acestea au, spuneam, la bază niște valori umane, cum este binele, adevărul, frumosul, uh, dragostea față de, de aproapele nostru. Este greu, revenind la întrebarea noastră mai direct, vreau să spun că pentru mine este o temă aparte de cercetare și de interes. Uh, aceasta anume relația între biserică, religie, dacă vreți, politică, Cred că prin 2012 am uh, citit o lucrare, nu era apărut în română, atunci în engleză, uh, Why the Good People are Divided by Politics and Religion. Deci, de ce uh, oamenii buni sunt divizați de politică și religie? Și o lucrare, zic eu, foarte importantă. De ce oamenii uh, sunt divizați de lucruri care, de fapt, elementar ar trebui să să, aibă, să, da, să, să, unească cumva și încearcă să dea niște, niște explicații. Explicațiile stau la suprafață, uh, spuneam, uh, este vorba despre interes, este vorba despre uh, necunoaștere uh, și momentele astea eu uh, cu mare drag și să-ți consider că ar, ar, trebui predate mai mult, că e în școală sau că este în facultate, pentru că, spuneam încă o dată, oamenii, la ceea ce văd, la ceea ce aud, trebuie să aibă niște explicații. Aud în familie despre un anumit lucru, că este o sărbătoare, este o tradiție. Deci, astăzi avem acces la informații. Nu suntem pe timpul când era o Biblie într-o, nu știu, doar într-o biserică. Și deci astăzi fiecare are acces. Orice informație poate fi studiată din mai multe surse. Deci, totuși, cu toate acestea, lumea tot mai puțin este interesată. Este uneori descurajată de ceea ce vede din anumite instituții uh, religioase, da? Uh, este descurajată de anumite fețe, sau slujitori a unor bisericii, pentru că și deseori la, mea, la astfel de situații eu le spun, nu trebuie să vă comparați sau să vă dezamăgiți, dacă vreți să descurajați, că vedeți că un anumit slujitor nu este exemplu cum de fapt ar trebui să fie da, un slujitor. Și mi-a plăcut într-o lucrare a unui autor american, nu mai țin minte acum autorul și lucrarea, dar anume relația între um, știință și, și, religie a fost cea mai, pentru mine, cea mai frumoasă exprimare Uh, pentru că ele nu se contravin una alta. Da? Deci, acel uh, autor spunea că uh, pentru a avea o atitudine corectă față cele două, religia și știința, uh, trebuie să înțelegem că uh, fiecare are un obiect de studiu diferit. În timp ce spunea el, uh, religia studiază pe Creator, știința studiază Creația. Și mi-a mi plăcut și, într-adevăr, arată, explică, de fapt, ce. Biblic este exprimat în mai multe uh, texte din Biblie uh, și pentru mine a fost, că dacă vreți, un răspuns care l-am așteptat și l-am căutat uh, foarte mult timp. Deci într-adevăr, astăzi sunt adevăruri scrise în Biblie uh, care știința încearcă chipurile de, de, mulți, de mulți ani să uh, să dea explicații din punct de vedere științific. Uh, nu o să mi-aduc aminte acum, poate tot, multe exemple, dar Prima dată, Primul contact am eu, dacă vreți, cu, cu Biblia, încă eram elev și uh, m-am găsit mă prin, prin geneză, cred că despre forma Pământului, și deci a fost scrisă cu mult uh, deci, înainte de noastre, și în, ce, în perioada medievală, lumea încă căuta cum este globul pământesc construit, da? Deci, practic, erau la suprafață niște texte, dar sigur că știința vrea să demonstreze cumva matematica, așa e. Deci, era practic confirmat ceea ce era, era scris. Uh, și lucrurile astea, spuneam încă o dată, astăzi sunt descoperite uh, texte vechi, care, de fapt, au stat la baza construcției uh, și Vechiului și Noului Testament. Astăzi, biseric, bisericile, și când spun încă o dată, bisericile, mă refer la uh, care fac parte din... A corpul creștinismului, da? au toate mijloacele la dispoziție de a explica Biblia, vedem diferite uh, traduceri în toate limbile lumii uh, și uh, trebuie să găsim, spuneam încă o dată, această uh, modalitate simplă și practică, uh, pentru că asta este viața noastră. Eu am ajuns să, să mă, sau cu cât timpul, știți cum e experiența și de viață, uh, să, să cred. Uh, tot mai puternic prin, ex, prin, experiențele personale. Adică anumite texte din Biblie, la un moment dat, când prima dată spuneam încă o mai citisem și texte, și cineva, un pastor care a avut să-mi o discuție, zice, e bine să-l citești, să-l știi acolo, că ele se, uh, vor fi puse pe o policioară acolo, nici nu știi când o să, o să o, găsești, dacă există acolo, o să o găsești. Iată, vreau să dau o mare dreptate și, și vreau să spun că uh, des deseori, pe în anumite situații concrete, îmi vin în minte texte biblice uh, și care practic îmi răspund la, la spuneam, la, la aceste întrebări. Și pot să faci, știți cum noi, cum poți să deosebești o monedă uh, sau o bancnotă falsă dacă nu știi cum arată cea adevărat. Exact, deci trebuie să ai un criteriu de comparație. Este nevoie să avem acest respect uh, și dragoste, spuneam, față de, de toate bisericile, să avem o conlucrare frumoasă, pentru că, de fapt, avem un singur Dumnezeu și este important ca oamenii care poate să departe de orice biserică să vadă armonie, dragoste, frățietate, dacă vreți, în aceste biserici, să dăm exemplu personal. Mi este greu să spun astăzi, deși eu am ajuns primar și eu zic așa, deci că Dumnezeu a vrut să fiu primar și am, mai spus, am spus, o dată în campania electorală că dacă Dumnezeu îți vrea să nu fiu primar, zic că poate să vrei toți ca Hulianii, că eu nu o să fiu primar sau și, invers. Deci toate lucrurile în, 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 în societate și în lume, neam cu atât, sunt urânduite și uh, este important să înțelegem uh, acest lucru. Când vom avea această convingere că nu de noi depinde, dar de credința noastră, și dacă Dumnezeu vede că planurile sau intențiile noastre, motivația noastră este sinceră sau uh, scopul pentru care do ne dorim un lucru, El ne-l va da. Și de asta uh, este explicația că chiar și lucrurile rele lucrează spre binele, dar spre binele, dar virgulă mai departe celor care îl iubesc pe Dumnezeu, dacă noi ne dorim un lucru și considerăm că uh, și cerem, ne rugăm la Dumnezeu, Doamne, îmi dai lucrul respectiv și nu îl primim, dar ne atârnăm cu credință față de Dumnezeu și avem această credință, înseamnă că Dumnezeu consideră că acel lucru nu este bun pentru noi. Deci, iată, din această perspectivă, dacă îl privim, vom găsi explicații la multe lucruri care se întâmplă în lume. Moldovenii, noi suntem tare mândri de tradițiile noastre, de Sărbătorile pe care le avem azi, azi în ziua filmării, sărbătorim Sfântul Ion, dar toate tradițiile acestea au și ele o origine religioasă de obicei, însă și toți to sfinții pe care le sărbătorim, toate sărbătorile de Crăciun, de Paște și așa mai departe. Și pe lângă acest lucru mai avem și tradiții pe care le respectăm, niște rituale, cum ar fi botezul, comunie și înalnotarea. Cât de apropiate sunt uh, toate aceste tradiții pentru dumneavoastră? Spuneam, pentru fiecare creștin, orice sărbătoare pleacă, are o rădăcină, are o bază, originile și semnificația ei. Evident, orice biserică creștină, atunci când vorbește despre Crăciun, vorbește despre nașterea lui Isus Hristos. Uh, ceea ce trebuie să înțelegem noi în societatea noastră este că și, uh, care din păcate ea să zic, se schimbă ca ordinea priorităților, uh, din păcate sunt asociate desori cu prilejul de sărbătoare, mâncare, uh, dacă vreți, întâlniri cu familia, nu că astea nu, nu trebuie să fie, dar esențialul este mesajul și uh, semnificația celei sărbători. Deci când vorbești despre Crăciun, este normal ca să, să fie o discuție te strâns cu rudile, de exemplu, și de atât, ce știi tu despre, despre nașterea Lui Isus Hristos, de exemplu, da? cum avut loc? Și cineva poate să povestească un pasaj de, din Biblie. Dar de ce e important să, uh, mesajul ăsta? Pentru că, încă o, încă o dată, creștinismul sau esența creștinismului este anume bazat pe credința în Dumnezeu și în Hristos ca Mântuitor care a venit pe acest pământ. De la asta are iese, cum să spun, credința noastră, nu doar un set de sărbători care au un uh, ciclu, calendarul anual, da, care iarăși parcurs istoria a cunoscut mai multe intervenții, dar mesajul și semnificați. Sigur, pentru mine este important pentru că eu cred în Dumnezeu și cred în Iisus Hristos și ca sărbătoarea, că e Crăciunul sau că e Paștele, evident, mă gândesc și mi-aduc în minte texte sau cumva încerc să, să retrăiesc acele mesaje sau texte care vorbesc despre esența nașterii, învierii, pentru că numai când vorbești despre moarte, trebuie să admită, dacă este un adevărat creștin sau un creștin autentic, trebuie să admită că există viață după. Deci, sigur, nu o să reușim noi această emisiune să intrăm foarte mult în detalii și într-o discuție, mi-ar plăcea, dar încă o dată spun, pentru mine sunt importante doar acele care au acoperire biblică. Evident, multe din sărbători au fost Introduse în calendarul creștin de către biserică. Adică, da? deci poate nu o să găsiți în Biblie referința la anumite nume concrete de, de sfânt cu tare sau sunt Cutare, dar biserica, o parcursul istoriei bisericii, au fost canonizați anumiți, anumite persoane a, pentru ca să, a, spuneam încă o sublinieze rolul care l-au avut prin comportamentul, viața lor demnă, cre, a, morală, a, care au trăit-o pe acest pământ și au fost un. Uh, exemplu sau un model pentru uh, uh, cetățenii sau pentru generațiile cu care au trăit și oamenii care au lăsat și scrieri, oameni care spuneau au lăsat un impact, au influențat generații întregi, de biserici care au cunoscut rolul unor astfel de personalități. Dar este important, iarăși, să nu deplasăm accentele. Deci, a nu considera aceste sărbători mai importante decât, zis, esența creștinezului, să ne amâncă o dată, Iisus Hristos. Pentru că aceștia au fost slujitori. Care inclusiv unele lucrări din, din acestor uh, sfinți canonizați de către biserică uh, trebuie să ne punem întrebări. Și eu uh, mereu spun și încurajez această gândire critică, uh, nu trebuie să citești poate neapărat uneori uh, sute de volume dacă nu vrea cineva să nu ai timp. Dar elementar... Auzi de un lucru, Puneți o întrebare, ai o explicație simplă pentru tine ce înseamnă acest lucru. Și spuneam, vreau și mi-aș dori ca mesaj ca fiecare din noi să înțeleagă semnificația a ceea ce faci. Să nu faci niște lucruri doar din, știți cum, așa, e tradiția să o faci. Nu, trebuie să explicați, ar putea să fie un lucru nesănătos. Vedi copilul tău și este în felul ăsta din generație în generație perpetuat. Niște lucruri care poate nu merită, sau invers, pun accentul greșit. Și în Biblie sunt niște texte care spun foarte clar că de la, de la noi, ca și conducători, se va cere explicații, dacă vreți, mult mai. Deci, noi, practic, răspundem de, de, de viața și de, de, de starea, inclusiv spirituală, morală, a celorlalți pe care sunt dați în păstorire, cum se spune. Da? Deci, dacă un preot prin caracterul lui, un pastor prin caracterul lui, prin uh, comportamentul de zi cu zi, prin uh, pregătirea lui, uh, este capabil să uh, promoveze și uh, cultivă în uh, câți tineri sau când mai în vârstă dragoste față de Dumnezeu, spuneam un cuat, față de ceilalți. Deci, uh, deci asta este de fapt menirea, asta este chemarea lui. Sunt situații în care ne depășesc pe noi ca oameni cum să procedăm. Și într-adevăr uh, există și această lipsă de recunoștință. Știți cum când spunem oameni nemulțumiți de una, ne mulțumesc de alta. Prin lucrurile acestea care le trăiesc zilnic, nu, îmi dau seama cât de parte, sau cât de tare lumea se departează de Dumnezeu, de această relație frățească, dacă vreți. Sunt niște porunci pentru noi, pentru a ne ajuta, a ne iubi unii pe alții. Poate pentru unii a spune acum sună foarte frumos, filozofic. Nu, de fapt, ăsta sunt niște porunci. Este greu Uh, să fie uh, trăite. Eu uh, am mai spus uh, cu alte ocazii, spuneam, este, este ușor să uh, vorbești despre ce înseamnă să fii creștin. Este foarte greu să fii creștin. Să trăiești ca un adevărat creștin, să fii un exemplu pentru celălalt. Spuneam cu atâta, noi toți suntem păcătoși și sigur toți facem greșeli. Este important să putem să recunoaștem că am greșit, să putem să ne iertăm uh, unii pe alții și aici uh, Vreau iarăși o, o, o paranteză. E, și paranteză este, este iarăși un lucru fundamental. Foarte mult lume e, spune e, tatăl nostru. E, am avut diferite situații în care a trebuit cuiva, cărora, vă, la câteva persoane, să, să le dau niște explicații simple. E, din convingerile și din cunoștințele pe care, pe care le am, și la, la înțelegerea care am ajuns eu, de, să vorbea despre faptul că da ce să-l iert eu, că nu merită să-l iert, că e o greșit, că nu știu care. Și zic, dar tu spui tatăl nostru. Și spune, da, sigur, dar cum să nu, mă duc la biserică sau așa. Și zic, ce spune acolo în rugăciunea tatăl nostru? Deci, ți aduce aminte, zic, de, un, de, o, de o, componentă a rugăciunii în care spune și ne iartă o precum și noi iertăm greșit. Zic, tu, tu înțelegi ce spui, adică, Doamne, nu mă iertă că nici eu nu-l iert pe, pe fratele. Adică dacă, deci înțelegeți, condiționat, noi, gura păcătosului adevăr vorbește, adică oamenii nu-și dau seama de ce spun. Adică și, și de fapt, când să înțelegeți caracterul divin la niște texte simple, cum este rugăciunea, pentru că, de fapt, oamenii se roagă, dar ei nu realizează tot ceea ce își cer. Și acestea sunt lucruri, încă o dată, simple, care ar trebui scrise cu litere mari peste tot, ca fiecare de noi să înțelegem. Noi, de fapt, ceea ce ce oferim, aceea primim, e o chestiune de timp. Filozoful Constantin Noica, filozoful uh, român Constantin Noica, uh, i-a adresat o scrisoare lui ficiorul său, Ra Rafael Noica, între că e un călugăr care slujește acum la o mănăstire pe lângă Cluj, ficiorul lui Noica, și i-a trimis o scrisoare uh, din Franța, dacă nu mă înșel, prin care îi spune că s-a trecut sau a ajuns o scrisoare mai amplă despre cum ar trebui să comporte, cum înțelege, era, mă rog, anii 60. Deci, dar spunea că s-a trecut de la o lume a, dragostei la o lume a cunoașterii. Și dădea chiar o exemplificare că dacă, dacă astăzi ar fi noi și Dumnezeu ar spune ce să urci pe corabie, n-ar mai fi perechi de careva vietăți, dar spunem un computer și alte chestii, adică aș zice că probabil nici noi n-ar mai intra pe corabii din cauza la așa, la așa răspuns. Ce, ce vreau să spun, într-adevăr, foarte multă informații, foarte mult cunoștință, dar uh, ni, tot mai mult ni, ni de, la, uh, de la, esență, de la, la lucrurile cele mai, uh, cele mai, uh, mai, prețioase. Și, și asta este, zic eu, o problemă foarte acută, actuală. foarte puțin să vorbește despre educație spirituală, foarte puțin să înțelege și poate și rolul fiecăruia din noi care cunoaștem niște lucruri, să vorbim mai mult, să trăim din aceste convingeri și cred eu că să, prin exemplu personal, prin viața noastră, să, să fim capabili să promovăm în societate și răspunsul indirect în toate sferele sociale, economice, politice, sunt oameni care sunt tem Dumnezeu și datorită la situația asta spunem că umanitatea este perpetuată cumva pentru că rău prea mult a, prea mult a, invadează dacă vreți a, lumea și a, nu vreau să, să, să fac acum poate prea multe declarații să mă rog ipoteze și alte lucruri că sunt foarte multe scrieri a, dar eu a, Văd într-adevăr că această degradare, dacă vreți, și uh, letargie spirituală, necunoaștere, uh, este, cum să spun uneva în multe este încurajată. Progresul tehnico-științific uh, este ca și pe timpurile trecute, cum spuneam, uh, este, uh, se, se caută a fi promovat ca și fiind că de grav umanitatea va găsi răspuns la toate lucrurile. Nu este adevărat și uh, mie... Uh, tot timpul a unul din termenii care cea mai mult, cel mai mult mi-a m-a mi pus, pus pe gânduri și care m-a, zidit așa în formarea și în convingerea mea, pentru că spuneam, prin comparații, prin, prin studiu, prin lectură, uh, dar a fost un termen care se numește înțelepciune. Poate am mai spus cu alte ocazii, dar o să repet, am căutat toate definițiile posibile. În toate cărțile care am putut, am avut contact inclusiv la cea mai mare bibliotecă din lume, la Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, și ce și, și, și vreți, ceea ce am putut să dea internetul în mai multe limbi. A, și cea mai simplă, și de fapt definiția cheii fundamentală, este scrisă în Biblie. Am zis, uitați-vă, deci unii, unii trebuie să căutăm, unii sursa vieții, unii. Deci, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și în lumea asta sunt foarte mulți oameni capabili, sunt foarte mulți oameni deștepți. Dar înțelepți sunt foarte, foarte puțini. Pentru că înțelepciunea sau un om înțelept înseamnă mult mai un grad mult mai înalt decât a fi deștept, a fi cunoscător de foarte mult. Poți să știi aproape tot ce se întâmplă în lumea asta. Dar înțelepciunea, spuneam încă o dată, vine odată cu frica de Dumnezeu. Cu cât cunoști mai multe, pentru că cunoașterea este un proces normal prin care noi trebuie să tindem, dar vei găsi explicații la lucruri care, de fapt, încă o dată spuneam, așa au originea. Modul cum ne-a conceput Dumnezeu, ne-a ne creat, care este rolul nostru pe, pe pământ, și uh, avansăm în această înțelepciune. Deci, înțelepciunea, am spus, deci nu este uh, ceva care poți să obții la un program de studiu sau curs, ea vine din a înțelege profunzimea lucrurilor simpli. Dar, spuneam încă, bazat pe niște adevăruri și pe niște lucruri care a, trebuie a, trăite. Când lupți cu o problemă, care știi că, că nu trebuie să existe, noi nu luptăm cu, cu oameni, dar ne luptăm a, cu, cu forțele răului, și aici trebuie să, a, să ne rugăm pentru a ne da înțelepciune a, și putere, și să ne scoatem în față oameni cu care să putem, spuneam încă o să, să facem lucruri care, pentru care, de fapt, Dumnezeu ne cheamă. Dar biserica de la noi din stat, anume creștină ortodoxă, a devenit pe parcursul timpului mai mult un, un, business, poate, pe alt decât o instituție de credință. Nu, nu cred că este corect să, să generalizăm. Într-adevăr, din păcate, elemente, zic eu așa, necreștinești sau nu prea, deci nu neacceptate, zic eu, de Dumnezeu, sunt, din păcate, în toate bisericile. Și nu e că ne exprimăm acum sau judecăm, ca oameni suntem susceptibili, suntem tentați, suntem ispitiți de a păcătui. Uh, și într-adevăr, sunt conducători de biserici care nu, poate nu sunt toți, sau dau niște exemple negative, uh, dar nu e corect să, să, să punem eticheta asupra instituțiilor uh, sau asupra unor uh, slujitori, uh, generalizând că, iată, creștinii sunt într-un fel sau altul. Deci, oamenii trebuie să aibă la bază modelul care este Iisus Hristos, este cartea cărților, Biblia, ca și reper pentru ei cum trebuie să tindă și care sunt valorile care trebuie să le trăim, iar faptul că unii oameni care, spuneam, reprezintă într-un fel sau altul o instituție, oricare fie religioasă, poate nu se ridică la nivelul așteptărilor din partea fiecărui creștin, deși este, este responsabilitatea și va, va răspunde acea persoană care, spuneam, nu este așa cum ar trebui să fie. Dar a, trebuie fiecare de noi să ne uităm mai mult în oglindă, să încercăm să vedem în ce măsură noi suntem exemple pentru celălalt și, respectiv, a, să cerem și, și de la alții. A, pentru că aici, spuneam, regula de aur. A, noi dorim de la alții să se comporte cu noi corect. A, dorim ca alții să trăiască în modestie absolută. Dorim ca alții să, să fie slujitori, perfecti, să ne slujească și mai departe. Noi ce oferim? Deci, cei mai mari trebuie să fie cei mai mici. Asta este, este un adevăr și, și care trebuie să fie constatat prin, prin fapte, nu doar uh, prin vorbe. De aceea, apelul sau mesajul meu ar fi, din păcate, am văzut chiar zilele acestea cineva uh, un mesaj scris pe internet, că iată, a citit vreo două ori Biblia și. Uh, este ateist pentru că vede în biserică foarte multe persoane care sunt prea bogați sau prea multe exemple negative și el este ateist. Deci el va răspunde pentru viața lui. El răspunde pentru viața lui. Eu nu cred că exemple negative care le vezi într-o instituție sau alta, uh, deci trebuie să te fac să sacrifici propria ta viață, pentru că trebuie să te gândești la viața ta, adică ce fel de viață ai tu pe pământ, cum este ea privită de Dumnezeu și respectiv uh, nu trebuie să asta să te facă, da, deci încă o dată spuneam, a, privind la alții, poate fi un motiv de binecuvântare, adică poate fi o încurajare frumoasă, sau poate fi un motiv sau o, o pricină de poticnire, adică de deznădejde, de, descurajare, dacă vezi aceste exemple negativ. Este important să avem această convingere că noi trebuie să tindem să trăim așa cum cere Dumnezeu, dar că vedem în jurul nostru oameni care greșesc, trebuie să admitem, să iertăm, și să, de ce nu, să avem înțelepciunea, și la cei mai mari ca noi, să fie, spuneam, să fie amustrați, să le facem observații, pentru că și acest lucru este probabil foarte greșit înțeles în societate. Este bine că să asociază vârsta cu experiența înțelepciunea, mai mult cunoaștere, respect față de vârstă. Este bine să respectăm cei mai în vârstă. Dar asta nu înseamnă că fiind mai în vârstă, neapărat cunoaște mai multe. Sau trăiește mai corect. Sau și la, și la acest lucru, în Biblie este un text foarte frumos care pentru mine odată mi-a găsit, am găsit explicații la, la o, o replică a unei persoane, că iată s-a găsit tânărul ăsta, mă rog, am mai utilizat un cuvânt, să ne învețe pe noi sau să ne, ne dea sfaturi. Și eu atunci ne am avut în cap un, un text din Biblie care spune că nu mulțimea anilor de înțelepciune, dar suflarea celui prea înalt. Adică și atunci dacă îi, îi, îi dai un răspuns, un om care e înțelept, în vârstă o să recunoască că aici sunt copiii care pot să ne dea niște lecții. Deci, deci lucrurile astea, spuneam încă o sunt mult mai profunde și trebuie să avem această dacă eu greșesc cu ceva și poate cineva mai mică mine ca vârstă îmi face o observație, încă o spun, înțeleptul dacă îi faci observații trebuie să, și poate să devină mai înțelept, altul dacă e nebunul sau altfel spus, deci o ia în nume de rău. De asta trebuie să fim atenți cui, și cum, în ce manieră facem și observații sau o mustrare dacă este cazul. Dar să o facem și mustrare trebuie să o facem, cum să spunem, înțelept și cu, cu blândețe. Știți cum dacă observați așa spus frumos sau poate sunt formă de glumă, poate o e mai, mai, ușor, poate nu reacționează așa blândecios decât dacă s ar spune că iată, iată așa și cum lumea riscă să se riposteze într-o manieră sau într-o reacție care poate să nu fie cum a fost primit așa o, o reflect sau o răspunde la acest apel. Vă mulțumim și... și ne vedem